Bună ziua tuturor! Bine ați venit la cel de-al 15-lea webinar împreună online, care este organizat de către Universitatea Politehnică din Timișoara, în colaborare cu Asociația IEEE din România, Asociația EDEN și Alianța Română a Universităților Tehnice din România. De data aceasta avem un subiect ceva mai interesant și vom avea și foarte mulți invitați care îi veți vedea. În primul și în primul rând, mă bucur că ne vedem din nou cu toții și că, deși este o săptămână care nu este foarte veselă, încercăm să ne bucurăm că se întâmplă și lucruri bune și că sunt foarte multe proiecte care se întâmplă în România și care își aduc aportul la îmbunătățirea situației educaționale din licee, din școli, uneori chiar și din universități. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning și alături de mine îi am pe cei care au construit și care lucrează în ceea ce se numește concursul Științescu, care este un concurs foarte, să zicem așa, cunoscut deja, mai ales de elevi și de copii, fiindcă ei sunt principalii beneficiari ai rezultatului acestui concurs. Dar pentru ca să nu mai lungim, am să încep imediat cu prezentarea, dar vă reamintesc la cei care sunteți în Zoom că puteți să puneți întrebări în zona de Q&A, care este un buton pe care îl găsiți în mijlocul ecranului de Zoom, iar în zona de chat puteți să ne adresați, să ne spuneți de unde sunteți, ca să vedem de unde sunt participanții pe care noi îi avem acum și ce faceți sau ceva de genul acesta, dar întrebările pentru participanții la acest webinar vă rog să le adresați în zona de Q&A. Pentru cei care ne urmăresc pe Facebook sau pe YouTube, puteți să puneți întrebările ca și comment sau ca și check, pentru că colegii de la Centrul de e-learning din Politehnică vor prelua aceste întrebări și ni le vor aduce nouă, deci nu vor rămâne fără un răspuns. În primul și în primul rând, mă bucur foarte mult și aș vrea să pot să o prezint pe o cunoștință mai veche de-a mea, pot să zic așa, ne știm, nu știu, de 15 ani cel puțin, poate chiar de mai de mult, Simona Fitz, care este parte din Fundația Comunitară Timișoara și care coordonează toate activitățile care țin de concursul Științescu. Simona are o activitate foarte îndelungată în zona neguvernamentală, cu foarte multe acțiuni foarte frumoase și proiecte care au fost întotdeauna finalizate cu succes. O felicit din nou pentru toată activitatea pe care o face, mai ales în sprijinul educației non-formale, ca să zicem așa. Simona, te rog! Mulțumesc frumos, Diana! Mulțumim pentru inițiativă! Eu o să spun câteva cuvinte despre Fundația Comunitară Timișoara, cea care păstorește programul de finanțare Științescu. Iar în timpul ăsta o să pun câteva instantanee ale ediției de anul trecut, chiar dacă poate puțin o să devenim nostalgici, apropo de cum între timp s-a schimbat lumea, dar aici sunt imagini de la proiectele noastre de anul trecut. Revenind, Fundația Comunitară este o organizație non-guvernamentală, dar un pic aparte prin faptul că ea se focalizează pe comunitate, într-un anume fel, și anume scopul ei este să, în principal, să facă conexiuni între noduri cheie din comunitate și să sprijine aceste noduri în a le aduce împreună și a le face să lucreze împreună. Sprijinul acesta însemnând nu doar colaborări, ci și, în principal, sprijin pe partea de finanțare. Fundațiile comunitare cumva cred în puterea comunităților de a se sprijini reciproc și atunci prin aceste noduri cheie, de fapt, face punți de legătură între oameni cu inițiativă din comunitate, fie lideri informali de diverse grupuri de inițiativă care vor să intervină pe diverse arii unde este nevoie de acțiune în comunitate. Deci între acești oameni cu inițiativă, parte dintre ei veți cunoaște astăzi, și cei care dispun de resurse și ar dori să sprijine astfel de inițiative în propriile comunități. Vorbim în principal de companii, dar nu numai. Cam asta este principala activitate pe care o face o fundație comunitară
Și ceea ce este fain în ultimii ani în România este că sunt multe fundații comunitare în țară, iar ele chiar colaborează, constituie o rețea activă de învățare și împărtășire de experiențe, idei, bune practici. În principal, ele sunt cunoscute printr-un anumit context în care atrag resurse pentru inițiative din comunitate și anume prin intermediul sportului. La noi în Timișoara este bine cunoscut evenimentul de alergare Team Ocean, care tocmai s-a încheiat zilele trecute și care este un eveniment care nu doar promovează sportul ca pentru sănătatea noastră, dar și încurajează sprijinul inițiativelor din comunitate. Alte fundații au ales notul ca vehicul pentru a sprijini inițiative comunitare, altele pedalarea pe biciclete, dar în general fundațiile comunitare au acest element comun al marilor evenimente dedicate sportului și sprijinirii inițiativelor din comunitate. Științescu este tot un cadru prin care sunt atrase resurse și redirecționate către inițiative din comunitate, dar un pic aparte, prin faptul că aduce la oaltă, în principal, companii care doresc să susțină educația, și face puntea de legătură între aceste companii care dispun de resurse și doresc să intervină în educație și inițiative din comunitate, oameni care la fel vor să intervină și să schimbe ceva în educație. Iar Științescu are o intervenție particulară în zona educației prin faptul că, așa cum îi spune și numele, se canalizează pe științe. Vrea să împrietenească copiii cu științele. Și atunci toate proiectele noastre au elementele comune de aplicabilitate practică. Vedeți și în instantanele noastre copiii sunt implicați în activități practice, de cele mai multe ori în afara școlii. Ele sunt interdisciplinare și prin felul acesta încurajăm în egală măsură, sperăm noi să încurajăm în egală măsură și o deschidere a școlilor spre acești oameni cu inițiativă, spre organizații, instituții experimentale de cercetare. O să întâlniți astăzi o instituție cu care eu personal până de curând nu am interacționat și ea există în Timișoara, este deschisă și dispusă să colaboreze cu copiii, iar copiii sunt convinsă că vor fi fascinați de domeniul acesta. La fel cum avem organizații non-guvernamentale pasionate de domenii care în școli se ating doar la nivelul liceal, când poate copiii deja un pic și-au mai pierdut interesul și nu mai au răbdarea și curiozitatea să descopere universul și ce este în jur. Programarea începe acum să fie introdusă în școli, dar într-un mod mult prea tradițional față de ceea ce ar putea fi prin activitatea practică. Și ceea ce se întâmplă specific cumva la noi în Timișoara față de alte programe Științescu este faptul că noi avem și multe proiecte, tot mai multe, în care artiști care lucrează cu medii digitale și tehnologice sunt deschiși să inițieze proiecte prin care să încurajeze copiii să fie atrași și spre aceste zone. Și apropo de faptul că e o particularitate, de ce spun că e o particularitate la Timișoara, Științescu, la fel, face parte dintr-o rețea națională, sunt programe Științescu și în alte orașe și ele există și se bazează în principal pe inițiativa unei mari organizații care sprijină proiecte educaționale, nu doar în știință, mă refer la Romanian American Foundation, care este motorul programului la nivel național și care încurajează organizațiile să se uite cu mult mai multă atenție la resursele din comunitate și să se bazeze mai mult pe resursele din comunitate. Iar în acest context, partenerii noștri de bază, tradițional deja de acesta este al treilea an în care derulăm Științescu, sunt companiile Hamilton și Hella, care încurajează educația nu doar prin Științescu, ci prin foarte multe alte intervenții și proiecte. Ce aș mai vrea să spun în încheiere legat de ediția din acest an, noi suntem în a treia ediție,
Starea de urgență ne-a prins în plin elan, având, tocmai planificam să lansăm 15 proiecte, care în principal proiecte erau de tip hands-on, copiii trebuiau să atingă concret, să se întâlnească, să facă echipe, să colaboreze. A venit această provocare peste noi și atunci undeva la începutul verii ne-am adunat, ne-am readaptat și astăzi o să cunoașteți proiecte care propun o nouă abordare de la distanță. În felul acesta, încercând să arătăm că educația se poate întâmpla și în online și ea poate fi la fel de atractivă și la fel de atrăgătoare pentru copii. Și atunci o să las mai mult timp proiectelor pe care le avem astăzi invitate, ca să înțelegeți din exemplele lor concrete și din energia și pasiunea lor mai mult despre ce înseamnă Științescu. Mulțumesc foarte mult, Simona, foarte interesantă prezentarea ta și cu foarte multă pasiune ca toate proiectele pe care le-ai desfășurat de-a lungul anilor. Eu am o singură întrebare pentru tine. Ce a fost cel mai greu în acest an? Să-i convingeți pe cei care făceau proiectele înainte să vină alături de voi sau să convingeți copiii să nu participe la multe proiecte? Sau ce a fost cel mai greu? Sau sponsorii, poate? Da, nu știu dacă a fost greu, dar a fost un pic o mică reticență apropo de nou context în care ne desfășurăm viețile din partea sponsorilor. Și au fost două reacții diferite, spuneam, de cei doi parteneri tradiționali. Hamilton este foarte atent și cu grijă față de copii și a spus, băi, nu e ok să demarăm Științescu în acest an, și atunci le-am explicat că îl demarăm exclusiv de la distanță și chiar dacă copiii vor avea kituri cu care să lucreze, ei le vor primi în siguranță și vor lucra acasă în așa numitele clustere de mici grupuri de copii, ei oricum văzându-se între ei, cu vecinii, cu verișorii, deci cumva încercăm spiritul de echipă să-l păstrăm. Da, și atunci totul este, o să ne explice colegii noștri apropo de provocările de a-i atrage pe copii, pentru că o altă reticență a fost, ok, școala deja îi excedează pe copii cu digitalul, mai venim și noi și mai ținem și noi în fața calculatorului. Și cumva noi am încercat să spunem că calculatorul este doar mediul de comunicare, dar ei sunt încurajați să-și dezvolte proiecte ale lor, fie singuri, fie cu frați, fie cu cine copiii din apropiere și apoi să vină și să împărtășească prin mediile digital, online. Iar celălalt partener principal, Hela, de care vă spuneam, a avut o reacție diferită. Noi, în momentul în care am oprit Științescu datorită pandemiei și am spus, nu mai putem derula, trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Vom relua când începe activitatea în școli, asta spuneam în primăvară. Ei, activitatea în școli n-a mai început și nici nu știam dacă va mai începe și am zis, ok, dacă hai să redirecționăm banii spre echipamente pentru grupuri marginalizate, defavorizate. Și Hela a spus, stai puțin, nu, Științescu trebuie să se întâmple cu acea componentă a lui specială înspre creativitate, pasiune și atragerea copiilor spre științe, lăsăm acești bănuți acolo pentru Științescu, vă putem sprijini altfel. Avem unități și le putem dona, ne-au donat în colaborare cu Educate.tm, am colectat 150 de unități hard pentru copiii din zone defavorizate. Iar în acest proiect, care cumva este complementar colateral lui Științescu, s-au mai alăturat și alte companii. Aceste 150 de monitoare de unități au avut norocul să fie completate de 150 de monitoare de la o altă companie locală, Endava, care tot așa este și ea interesată de zona asta lui Științescu, dar atunci, în acea perioadă, părea mai, și este în continuare, din păcate, și zona asta stringentă, accesul la tehnologie pentru grupurile vulnerabile. Este o linie pe care cumva continuăm în continuare colaborarea cu Educate.tm. Iar pe partea de copii și relaționarea cu ei, sunt convinsă că colegii noștri ne vor spune mai multe. Da, într-adevăr, a fost foarte, foarte interesantă și foarte util, pot să spun așa, intervenția pe care comunitatea din Timișoara, din zona de business și de antreprenoriat, a avut-o pentru a sprijini comunitățile defavorizate, mai ales cu echipamente, dar și cu suport, și cu sfaturi, și cu ghiduri,
mă rog, platforma anti-COVID, care a făcut foarte multe activități în perioada de vară și și după aceea de a-i sprijini. Unul dintre cele mai dorite așa evenimente în Timișoara în luna septembrie de către toți copiii care de-abia l-așteptau era Romanian Science Festival, un festival de încurajare a științei care se desfășura în Timișoara și anul trecut s-a desfășurat și la Baia Mare și la Pitești, iar inițiatoarea care a avut ideea de a transmuta cumva din Marea Britanie, unde se desfășura de foarte mulți ani festivalul de asemenea de știință, eu mi-aduc aminte, ca o scurtă paranteză, astăzi mi-am amintit, să știți că uitasem aproape, în 97 eram în Anglia ca studentă, mă rog, și lucram, dar eram încă studentă acolo și am participat să învăț pe copii cum pot cu vioara să creeze curent electric și chestii de genul acesta într-un festival ăsta de știință care era în piața mare din Birmingham și mi-a plăcut la nebunie. Asta era acum o grămadă de ani, nici numai 20 și mulți ani. Și a fost una dintre cele mai dragi amintiri din perioada aia și totdeauna mi-am zis, ai ce fain a fi să fie așa ceva la noi. Și uite, a venit Oana și a făcut așa ceva la noi. Oana Romocea, Romanian Science Festival. Te rog, Oana. Mulțumesc mult, Diana, în primul rând de invitație. Sper că m-auziți, da? Bine că mi-ai spus de experimentul cu vioara și știu că îți voi crea un stand la următorul festival, fac rost și de vioară și te invit să faci experimentul și pentru noi, că e foarte, foarte important pentru că noi, de fapt, la Romanian Science Festival chiar asta promovăm, o interdisciplinaritate, așa că combinăm cultura, arta cu știința. Aș vrea să dau share screen, să vedem dacă putem. Sper că se vede tot ok. Super. Romanian Science Festival. De unde a început povestea? Așa cum a spus și Diana, nu am făcut nimic nou, n-am inventat noi organizatorii gaura la macaroană, cum se spune, sau la covrig. Pur și simplu ne-am folosit de experiența pe care echipa de organizatori a primului festival a dobândit-o în străinătate, fiind studenți în Marea Britanie, unde asemenea evenimente pentru copii au foarte mare priză și sunt organizate în comunitate. Și toată povestea, sau cel puțin am o poveste personală care deja a devenit proverbială în echipa de organizare, dar adevărul e că eram în Marea Britanie, în mijlocul Oxfordului, când s-a desfășurat prima ediție a Oxford Science Festival. Fetele mele aveau 6 și 8 ani și au învățat pentru prima dată de ADN într-un cort unde au făcut un experiment extrăgând ADN-ul de la o căpșună. Iar ele de atunci știu despre ADN și era așa un moment de la de wow, aha, deci acum înțeleg. Și am zis, dacă copiii din Anglia poate să învețe într-un asemenea context, de ce nu și copiii de aici? A venit lansarea Științescu Timișoara în 2018, parcă, și am creat o platformă și un moment oportun în care am spus, uite, hai să încercăm. Am scris proiectul, am primit finanțarea, am avut 2 luni de vară în care trebuiau să facem festivalul. Norocul meu a fost că aveam deja prieteni care au avut experiență cu astfel de evenimente. Eliza și Shandor de la Oxford. Shandor este acum și-a terminat doctoratul la Oxford în astrofizică, dar acum este cercetător la Agenția Spațială Europeană. Eliza a terminat masterul în matematică. Ei amândoi au făcut deja un târg de știință la ei în liceele din Baia Mare și Pitești și am spus, veniți la Timișoara să mă ajutați să fac un festival. Au răspuns foarte entuziasmați și așa a devenit Timișoara Science Festival în 2018. Am avut o participare cu peste așteptări, am avut, cred că, vreo 6.000 de participanți, am vizitat 7 licee, am făcut prezentări și ne-am dat seama că este așa de mare nevoie ca să expui copiii la altceva. Fiindcă am avut succes la Timișoara, pe urmă am decis că vom
vom merge și în alte orașe. Și în 2019 am mers și am făcut exact în aceeași formulă ce am făcut la Timișoara, la Pitești și la Baia Mare, unde deja Eliza și Sandor făcuseră târguri în liceele lor, dar acum au ieșit afară, în curtea liceelor, și am făcut 2 zile de festival. Cam aceasta a fost participarea, aceasta a implicat, a fost un efort destul de mare, dar în fiecare oraș am găsit parteneri și oameni deschiși și s-a creat așa o comunitate și o platformă în care pur și simplu știința a fost celebrată într-un anumit fel, iar să vezi copiii și fețele copiilor atunci când fac un experiment sau când stau față în față cu un cercetător care are o carieră deja, care a studiat și face cercetare la nivel înalt. Trebuie să menționez că majoritatea mentorilor de la Romanian Science Festival sunt români care studiază la universității din afară, din străinătate, și momentul acela când îi pui față în față un copil de, eu știu, clasa 5, clasa 4 și face un experiment împreună cu un mentor, este o experiență absolut fenomenală, pentru că vezi în ochii și în reacțiile copilului că tot efortul merită. Noi am dorit ca să facem pur și simplu un eveniment de 2 zile în diferite orașe. Plănuiam în 2020 să mai adăugăm la Pitești și Baia Mare și Timișoara, încă 2-3 orașe, să avem un impact sistemic în care să încurajăm, să ajutăm și profesorii și elevii în aventura asta cu știința, dar și un impact comunitar în care să încurajăm ceea ce în Anglia și în engleză spun lifelong learning, adică pur și simplu o curiozitate și la adulți și în comunitate. Dar, din păcate, n-a fost să fie, a venit pandemia și n-am știut ce să facem, dar fiindcă avem deja o comunitate de mentor, în primăvară aveam 50 de mentor înscriși în Romanian Science Festival, avem beneficiul de a avea foarte multe creativitate și implicare din partea lor și ne-am mobilizat foarte repede și am zis, gata, hai să facem niște webinarii live. Toată lumea oricum e acasă, nu contează unde suntem răspândiți prin lume, hai să facem. Așa ne-am mobilizat. În primăvară am făcut 21 de seminarii, marțea și joia. Fiecare seminar a fost pe altă tematică, de la astrofizică, la matematică, la neuroștiințe, la fizică, medicină. În final, toată sesiunea am cuantificat, o să zic așa, am ajuns la 50.000 de vizualizări sau utilizatori unici, ceea ce ne-a făcut să fim foarte entuziasmați de ocazia de a merge online, cu toate că așa a fost să fie, a fost o chestie spontană, dar ne-am dat seama că putem ajunge la oameni la care cu evenimentele poate nu am fi ajuns. Și fiindcă la sfârșitul lunii aprilie deja se deduse ordonanțele de urgență de la minister în care școala online trebuia să, anul școlar trebuia să se termine online, și fiindcă profesorii nu aveau resurse, nu aveau materiale, am zis să venim în întâmpinarea lor și am lansat o altă inițiativă în care am invitat profesorii să se înregistreze și să invite un mentor la clasa lor online. Astfel că dacă au dorit să aibă un mentor pe diferite științe și discipline STEM, puteau să se înregistreze la noi pe website și să spună, doresc un mentor care să ne vorbească elevilor mei despre neuroștiință sau despre astronomie. Și astfel am ajuns că s-au înregistrat 50 de școli și am avut contact direct cu peste 1000 de elevi. A fost o experiență foarte foarte specială și unică, pentru că mentorii au avut contactul direct cu elevii.
Și îți dai seama atunci că s-au înregistrat elevi și școli și am ajuns la școli, la comune și sate care nici măcar nu știam că există pe hartă, pe hartă în România, și am ajuns la copii care poate nu ar fi avut contactul cu știința și cu astfel de cercetători. Și ajungem în toamna asta, am făcut pauză peste vară, a lansat Științescu Timișoara provocarea de a face proiecte online și am lansat un concurs, un concurs care numai ce am terminat, de fapt, înscrierile, am pentru concursul Viitorul pe placul tău, am provocat elevii să se înscrie în echipe de câte trei, să găsească o problemă în comunitatea lor sau în familie care poate să o rezolve sub îndrumarea și mentoratul cercetătorilor de la RSF. În etapele următoare noi vom alege echipele, le vom Cred că am pierdut-o pe Oana. Oana, ceva da. S-a întâmplat la tine? Da, nu știu ce. Dintr-o dată mi s-a oprit Zoom-ul. Da. Nu știu de ce. Nu atisesem. Da. Încearcă, te rog frumos, să te duci în ideile care le faci acum. Bine, te rog frumos. Da. Mulțumesc, Oana, super. Da. Poți să faci extind dacă vrei în continuare. Am ajuns la concurs. Se vede totul bine? Super. Deci vom anunța, vom mentora echipele. Vom mentora echipele în următoarele 4-5 săptămâni. La mijlocul lui decembrie noi vom anunța câștigătorii. Sunt deja înscrise niște idei absolut fenomenale. Copiii au, cred că, abilitate să vadă lumea și problemele prin alte perspective și alți ochi. Caravana RSF nu se mai întâmplă din cauza pandemiei. RSF în cifre, să zic așa, și ceea ce înseamnă RSF într-o viață destul de scurtă, pentru că are doar un an oficial, împlinim acum în septembrie, am împlinit un an, Romanian Science Festival, și aceștia sunt unii dintre mentorii pe care noi îi avem la Romanian Science Festival. A crescut comunitatea, suntem deja peste 75 de mentori la Romanian Science Festival, care, vreau să zic că s-au înscris din nou și am lansat, dacă vă uitați pe website-ul nostru și pe Facebook, veți vedea din nou, am lansat apelul pentru școala online, deci dacă sunteți profesori și doriți un mentor de la RSF să vină la școala, la clasele dumneavoastră online și să vă vorbească cu elevii, vă rog frumos să vă înscrieți, iar cealaltă inițiativă care din nou am lansat-o pe lângă concurs, sunt webinariile care mâine încep la ora 5 live, primul webinar, vom avea doar un webinar pe săptămână, deci este foarte multă activitate la RSF, la Romanian Science Festival în toamna aceasta. Noi vă invităm pe platformele noastre de socializare, acolo punem toate update-urile despre concurs, despre școala RSF online, despre webinarii și vă așteptăm să creștem comunitatea și împreună să lucrăm și să promovăm știința pentru copii și la nivel de comunitate. Mulțumesc mult! Scuze dacă m-am întins! Este foarte bine așa. Mulțumesc foarte, foarte mult, Oana. Foarte interesantă prezentarea ta și toate informațiile pe care le-ai oferit legate de ce se poate face, uite, și online pentru promovarea științei și ce sper că se va întâmpla și pe viitor. Adică ne dorim toți ca RSF-ul să se întâmple și fizic în orașe, dar asta ar putea să fie o activitate care să dureze tot anul și să sprijine școlile și elevii din România. O să vedem cu întrebări poate puțin mai târziu pentru tine, că tu de-abia acum ai început cu experiențele online, mă rog, ai făcut și în primăvară ceva. Și acum aș vrea să mergem la conferențiar universitar Dr. Marc Frâncu, care este o adiție ceva mai nouă în concursul Științescu și care este președintele Societății Române pentru Astronomie Culturală și care are un proiect extrem de interesant, Arheoestro Exploratorium,
proiect care mie mi-ar fi plăcut foarte mult să fie existat când eu am fost copil, de exemplu, dar mă bucur că măcar copiii din ziua de astăzi se pot bucura de el. Marc, te rugăm! Da, mulțumesc, Diana, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru șansa de a împărtăși puțin din experiențele noastre legate de predarea și în mediul online pentru copii. Cum spuneai, sunt cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, la matematică informatică, și de 3 ani de zile sunt președintele Societății Române pentru Astronomie Culturală, o organizație non-guvernamentală cu membri în toată țara care se ocupă de promovarea astronomiei în cultură. Practic, legătura astronomiei cu tot ce este în jurul nostru, plecând de la artă, la literatură, mergând spre științele tehnice și științele exacte. Practic, ce încercăm noi să facem este să promovăm astronomia și să-i facem pe copii să înțeleagă faptul că tot ce apare în jurul nostru, tot ce se întâmplă în jurul nostru, tot ce învățăm la școală are o legătură cu astronomia până într-un anumit punct. Bun, și spunând acestea, aș dori și eu să prezint foarte pe scurt din experiențele noastre cu privire la acest proiect. Să partajez și eu ecranul. Bun, sper că se vede. Deci, proiectul nostru s-a intitulat Archeoastro Exploratorium pentru că scopul său a fost acela de a prezenta copiilor, sub forma unei povești, câteva din descoperirile în domeniul astronomiei și cum a luat naștere astronomia din antichitate, mergând așa în pas de poveste până în zilele noastre la descoperirea telescopului. Deci, într-un fel, am încercat să înglobăm pe lângă astronomie și aspecte legate de istorie, de arheologie, de, o să vedeți în imagini, inclusiv de chimie, de geografie. Deci copiii au avut ocazia să descopere lumea înconjurătoare privită prin prisma astronomiei. Și pentru a face acest lucru, inițial proiectul avea ca scop realizarea unor ateliere hands-on, la care copiii să vină, să se joace cu machetele, să descopere câteva lucruri, să construiască acolo, să exploreze ca un fel de mini-labirint într-o încăpere mai spațioasă. Și a venit pandemia, ne-a forțat cumva să regândim complet aceste lucruri și a trebuit să stăm 2-3 săptămâni să ne gândim cum putem să ducem în mediul virtual toate aceste lucruri, descoperind în încercarea noastră anumite lipsuri în educația astronomiei în mediul online. Lipsuri pe care am încercat cumva să le rezolvăm și o să vedeți imediat cum. Concret, copiii care au participat la atelierele noastre, care țin să menționez, se desfășoară încă, mai avem până sâmbătă. Ele au început în luna august, deci au fost zilnic ateliere în care copiii, diverse serii, au rezolvat exercițiile și temele propuse de noi. Practic o serie de ateliere maraton timp de o lună. Fiecare serie durează cam 7-8 zile, în funcție de progresul copiilor. Ne întâlnim online seara, timp de 40-50 de minute, discutăm, după care copiii pe platforma online, pe care noi am pus-o la dispoziție și este singura platformă cu cursuri de astronomie din țară, nu mai există așa ceva. Practic, asta a fost unul din minusurile pe care noi le-am identificat și unde am considerat că
este un impact pe termen lung, nu doar pentru proiectul acesta, dacă punem la dispoziție copiilor sau profesorilor interesați exerciții în domeniul astronomiei pe care ei să le facă. Și, deci, cum spuneam, copiii au lucrat la machete, le-au făcut acasă, le-au pozat, le-au încărcat pe platformă, noi le-am văzut, le-am notat, au avut ocazia să experimenteze tot felul de lucruri legate de orientarea pe bolta cerească, au învățat noțiuni legate de astre, de calendare, de orientarea pe pământ folosind astrele, deci lucruri legate de geografie. Au descoperit, au studiat meteoriți, au învățat despre compoziția lor, au privit la microscop prin de acasă fragmente de meteoriți, lucru care nu prea se întâmplă. Nu știu câți meteoriți văd în mod normal copiii la școală. Și cireașa de pe tort a fost practic observațiile astronomice în direct prin telescop, care au fost atât de populare încât la un moment dat le-am transmis live și pe Facebook pentru că lumea cerea și era deosebit de interesată de a vedea ce se vede prin telescop, pentru că anul acesta noi în cadrul organizației noastre nu am putut să facem observații prin telescop. Lucru pe care de regulă îl facem și îl facem în mai multe locații din țară, dar datorită pandemiei e riscant să aducem la oaltă copii oameni interesați. Așa. Deci, cum spuneam, am trecut totul online pe Zoom și am pornit platforma aceasta de e-learning în care am creat o serie de cursuri. Avem câteva cursuri momentan create. Unul dintre ele este chiar acest Archeoastro Exploratorium, o serie de lecții interactive pe care copiii le pot parcurge, fie cu mentori de la SRPAC, de la noi, fie singuri, poate împreună cu familia, cu părinții, cu prietenii. Deci exact ce ținteam să facem și ce s-a dorit. Când am lansat apelul, inițial era doar pentru județul Timiș și am început să primim o serie întreagă de cereri de la copii din toată țara, de la părinți care vreau să participe și ei. Și am ajuns în final la 65 de copii din toată țara, literalmente din toată țara, deci toate regiunile istorice sunt acoperite aici. O parte au participat exclusiv la întâlnirile online, n-au intrat pe platforma de e-learning, alții au participat la ambele, alții doar pe platforma de e-learning au intrat. Nu prea știm exact de ce s-a întâmplat acest lucru. Cert este că noi am încercat să-i stimulăm într-un fel pe toți participanții, oferindu-le niște premii surpriză la final. La fiecare lecție ei au de rezolvat niște puzzle-uri, de răspuns la câteva întrebări. Și cei care iau punctele cele mai multe, la final, obțin niște premii surpriză. Practic, prensa vine nu sub forma unor note sau a unor examene, ci sub forma unor premii surpriză pentru a-i motiva în plus să exploreze astronomia. Am avut trei mentori, subsemnatul, care am organizat și am gestionat toată activitatea aceasta, domnul profesor Petru Urdea, expert în geografie, în geologie. El a explicat copiilor practic cum stă treaba cu meteoriții, unde îi găsesc, în ce sunt compuși. Foarte interesant, copiilor le-a plăcut foarte mult partea asta de meteoriți, pentru că e ceva inedit pentru ei. După aceea, la partea de observații live prin telescop, iarăși a fost o experiență inedită, unde l-am avut pe Andrei Juravle. Eram împrăștiați peste tot. A fost extraordinar, el într-un loc, eu în altul, copiii în altul.
toți încercam să, să ne uităm, am colaborat, ne-am uitat, copiii au pus întrebări și a ieșit ceva foarte, foarte interesant. Câteva imagini de la, de la experiențele noastre. Practic, atelierele sunt sub formă de poveste. Am avut un erou pe geograful Piteas, care a existat în realitate și care i-a îndrumat pe copii. Exerciții interactive, în care trebuiau să pună pe imagini, să rezolve tot felul de lucruri. Do it yourself, cum spuneam, făcut, pozat, încărcat. Aici vedeți un quadrant, un instrument de măsurare a înălțimii, făcut de copii acasă și le-au, le-au pozat, le-au încărcat. Ceasuri solare realizate de copii, iarăși fie de hârtie, fie de carton, acasă, în interior, în exterior. Le-a plăcut foarte mult, un ceas de apă, o clepsidră, explicațiile unor experimente și fenomene. După aceea, simulator pe calculator, 3D, ale unor fenomene, umbra în funcție de soare, cum variază cerul, cum diferă de la un loc la altul pe pământ. Aici vedeți observațiile live prin microscop, vedeți fragmentele de meteoriți, meteoriți metalici, jos meteoriți marțieni și observații live prin telescopul astronomic. Cam atât ar fi de spus legat de experiențele noastre științescu și de modul în care am abordat această provocare, mutând-o integral în mediul online. Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult, Marc. Foarte interesante proiectele pe care tu le-ai, tu le-ai realizat împreună cu toată echipa, în fapt, de fapt de la Societatea Română de Astronomie Culturală, și mă bucur că acest lucru a fost posibil așa de bine cu folosirea tehnologiei și că copiii au putut să descopere cât este de interesant să faci astronomie culturală. Am o singură întrebare, fiindcă este o disciplină care nu se predă, după câte știu eu, nici la gimnaziu, nici la, la liceu, etc. Ce ar trebui făcut ca mai multă lume să viseze spre stele, fiindcă poate acolo ne este viitorul în curând? Cred că trebuie început de cât mai devreme. Tinerii și copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai interesați de ce se întâmplă în jurul nostru, de stele, de cer, de ce este acolo. Acolo trebuie lucrat. Astronomia e împrăștiată așa în diverse locuri, pe la geografie, pe la fizică, pe la matematică, câte puțin. Cred că se poate preda și ca opțional, dar nu prea este ceva așa care se întâmplă la scară mare, din păcate. Este păcat din punctul meu de vedere, pentru că ar învăța mai bine de ce învață atâta la școală. Astronomia e peste tot. De la artă, religie, științe, e acolo peste tot și cred că ar învăța mai bine de ce trebuie să înveți atât de multe materii. Ar fi cumva mortarul acela care unește toate cărămizile. Ar înțelege mai bine lumea în care trăim, poate. Exact. Mulțumesc foarte mult, Marc. Mă bucur că am avut așa o experiență interesantă astronomică aici. Acum ne ducem cumva spre lumea virtuală, fiindcă unul dintre proiectele care este foarte interesant și cumva mai nou și care a plecat de la grupul de inițiativă Coder Dojo din liceul Loga din Timișoara și este coordonat, fiindcă și grupul de acolo este coordonat de unul dintre ambasadorii și mentorii Coder Dojo, cei mai interesanți, conferențiarul universitar Alexandra Furtiș, o bună prietenă care împreună cu mai multe alte, să zicem așa, persoane de sex feminin, facem un grup aici care se numește Women in Tech și încercăm să mișcăm cât mai multe lucruri ca cât mai multe tinere să studieze știință. Dar astăzi îl avem alături de noi pe Alexandru Botescu, care este student la Universitatea de Vest și care este un mentor la aceste VR Lab, în care 40 de copii învață despre realitate virtuală și experimentează cu realitatea virtuală. Alex, te rog!
Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Doresc să fac o prezentare succintă și sumară a întregului proiect. Așadar, o să împartajez și eu ecranul. În cadrul acestui proiect am realizat un site. Site-ul ce cuprinde, printre multe altele, cuprinde și o galerie de proiecte. Până la acest moment actual am avut 3 serii de copii, fiecare în medie având aproape 10 participanți. Prima serie a fost cu copii mai mici, de nivel de ciclu primar. Aceștia au realizat niște tururi virtuale folosind aplicațiile și mediile oferite de către Google. Resursele au fost gratuite și le-au testat folosind ochelarii pe care noi le-am pus la dispoziție. Precum puteți observa, sunt proiecte foarte variate, ca să zic așa, acoperă foarte multe teme și copiii au fost foarte plăcuți, uimiți și impresionați cum de evoluează tehnologia așa de repede și facilitățile oferite de către aceasta. În seria 2 am avut cursanți un pic mai mari, de nivelul ciclului gimnazial, și mulți din seria 1 ne-au propus să continuăm cu Minecraft. Așadar, în seria 2, pe lângă faptul că am preluat acești cursanți de la nivelul ciclului gimnazial, i-am preluat în continuare și pe cei din seria 1, ca un bonus, pentru că au lucrat mult și bine și le-am arătat cum să facă astfel de tururi virtuale în Minecraft. Minecraft este un joc foarte popular și este foarte jucat, din ce am înțeles, de către copii. Prin urmare, a fost o temă foarte interesantă, pot să zic chiar și pentru mine, dar mai mult pentru ei. I-am învățat să facă chiar și clipuri 360. Precum vedeți aici, am atașat anumite colaje de poze din timpul pregătirilor noastre. Tururi virtuale, i-am învățat pur și simplu să facă poze 360 în joc. Cam la asta s-au referit aceste proiecte, plus anumite tururi virtuale adiționale, poze 360 din viața reală. Iar pentru cea mai recentă serie, cea mai actuală serie, seria 3, a fost o serie de liceeni, deci cursanții au fost din cadrul ciclului liceal. I-am învățat pe aceștia să lucreze atât cu tururile virtuale, cât și cu un mediu de programare în HTML, care se numește A-Frame. Precum vedeți în poze, i-am învățat folosind acest mediu A-frame, i-am învățat să modeleze anumite figuri, corpuri geometrice, să le plaseze în spațiu, să facă anumite animații pentru aceste obiecte și așa mai departe. Proiectul l-au găsit interesant toți dintre ei și s-au mobilizat și am avut și avem în continuare rezultate bune. Sumar vorbind, este o experiență foarte bună pentru mine. A fost și sunt convins că va fi în continuare să cunosc oameni noi, să văd și să-mi dau seama de pasiunile fiecăruia dintre aceștia și să pot să-i ajut și să-i învăț și să lucrăm împreună cât mai mult. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, Alex! Într-adevăr, unul dintre cele mai interesante, poate, proiecte de VR Lab. O să mai vedem și încă unul care mai este chiar acum în derulare încă și cred că a fost foarte interesant pentru tine și chiar și ca și student să participi la această experiență de a învăța. Mi-a plăcut tare mult. Da, mi-a plăcut tare mult pentru că de asemenea doresc să urmez și o carieră în domeniul academic, așa că mi s-a potrivit de minune. Uite cum se deschide gustul spre educație și cum ne adunăm mai mulți profesori din stârnind studenții să facă activități educaționale. Este foarte, foarte bine că se întâmplă așa și Alexandra merită toate felicitările noastre pentru asta.
Acum mergem la un alt proiect foarte interesant, din nou, care este nou pentru acest an în concursul Științescu și care cu atât mai mult cred că este foarte interesant și avem alături de noi pe Adina Vanciurau, care este asistent de cercetare la Observatorul Seismologic din Timișoara și conduce proiectul Seismolab, care e un proiect nou și care sună tare interesant și îmi place și setting-ul din jurul lui Adina. Adina, te rugăm! Bună ziua și bine v-am găsit aici la Observatorul Seismologic din Timișoara, în cadrul Seismolab-ului. O să mă dau puțin în spate să vă arăt jucăria noastră. De aici avem un simulator seismic cu scop educațional, prin care dorim să îi ajutăm pe copii și pe tinerii interesați și pasionați de științele pământului să înțeleagă cum au loc cutremurele, care sunt fenomenele care stau la baza producerilor, ce înseamnă, cum ne pot afecta, cum ne putem proteja, cum se comportă clădirile în cazul unui cutremur și mai ales care sunt metodele constructive prin care putem îmbunătăți rezistența acestora la undele seismice. Am să dau un share screen pentru prezentare, să vă arăt care sunt obiectivele noastre, ce ni le-am propus, ce am reușit să facem până acum și cu ce continuăm. Așa, să dau full screen. Bun. Primul nostru obiectiv a fost de a perfecta simulatorul seismic din cadrul observatorului, care îl avem aici din anul 2017 deja, prin crearea unui soft de citire a unei seismograme digitale, care cu ajutorul unui convertor de frecvențe să reușească să simuleze o formă de undă folosind frecvențele maxime înregistrate de un cutremur. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul mentorului nostru de la Plan Zero, Mihai Drăgan, care s-a ocupat de partea aceasta de creare de soft. Și mulțumim din tot sufletul. Următorul nostru obiectiv a fost cel de a realiza un nou set de machete educative pentru dotarea seismolaboratorului. Puteți să observați aici pe platformă trei machete. Una, cea marcată cu verde, este amplasată pe un sistem de izolare a bazei unei clădiri. Acest sistem are rolul de a amortiza undele seismice, iar clădirea amplasată pe acest sistem va reacționa mult mai bine în cazul unui cutremur decât celelalte două clădiri amplasate direct pe sol. Cea roșie este puțin mai elastică, cea marcată cu galben este mai rigidă. În următoarea imagine am încercat să realizăm un glob pământesc, structura internă, să facem experimente cu copiii prin care să le arătăm cum straturile de sedimente pot avea un comportament elastic în condițiile în care sunt supuse unor temperaturi extrem de mari în interiorul pământului și unor Și mai avem machete prin care putem să le ilustrăm tipurile de mișcare ale plăcilor tectonice. Toate aceste lucruri încercăm acum să le transpunem în mediul online, prin aceste prezentări virtuale. Ne-am propus să realizăm teste cu acest simulator seismic, să le prezentăm copiilor care este impactul asupra clădirilor, dar să îi și motivăm să își realizeze propriile lor machete de clădiri din materiale convenționale pe care le au la dispoziție. Și să voi merge personal și le voi ridica de la școală sau din locurile în care îmi vor indica ei,
Le voi aduce aici la observator, le voi pune pe masă, iar împreună cu ei le vom testa online, le vom marca cu numele fiecăruia și vom vedea care structură rezistă cel mai bine. Tot prin intermediul acestui proiect am reușit să achiziționăm și să instalăm un seismometru educativ, Raspberry Shake, pentru a oferi acces la monitorizarea zonei seismice a Banatului, dar să ne și conectăm la rețeaua internațională de seismometre educative Raspberry Shake. Puteți să priviți aici, fiecare triunghi este câte un seismometru educativ din întreaga lume. Deja în România începem să prindem și noi contur cu o rețea de seismometre educative, toate achiziționate prin proiecte educative de către cu ajutorul cu susținerea Institutului pentru Fizica Pământului, din care facem parte. Dorim să îi ajutăm pe copii să conștientizeze acest risc seismic care este prezent, nu îl putem evita, nu avem cum să scăpăm de el, Doamne ferește, să se întâmple ceva, dar să înțeleagă că este un fenomen la fel de natural ca și furtunile, ca și ploile și că trebuie să ne comportăm firesc față de el, nu să intrăm în panică. Iar prin această apropiere, prin faptul că ei pot să intre pe online și să-și aleagă o stație seismică educativă și să vadă în direct ce înregistrează acea stație, poate surprindu cu tremur sau poate văd doar vibrațiile normale care au loc de-a lungul unei zile, poate le oferă un sentiment mai de siguranță și că pot înțelege mai ușor acest fenomen. Încercăm să ne apropiem de elevi și prin realizarea unor 3 broșuri educative dedicate ciclului primar, gimnaziar și liceal, în care am încercat să venim cât mai aproape de elevi și să le explicăm pe înțelesul lor pentru fiecare categorie de vârstă ce înseamnă cutremurele, fenomenele care stau la baza lor și să îi ajutăm să intre un pic mai ușor în lumea aceasta științei seismologiei, care este captivantă și nu e deloc fricoșătoare, cum de multe ori avem impresia, avem tendința să credem. Am început săptămâna aceasta prima serie de prezentări în seismolaboratorul nostru cu elevii clasei a treia din satul Alioș. Pe săptămâna viitoare mai avem programat o vizită virtuală și în satul Mașloc. Încercăm să ne apropiem de elevii din toate mediile sociale. Vom continua apoi cu 3 clase de la școala, 2 clase de liceu de la Liceul Grigore Moisi. Asta pentru că timpul este limitat pentru desfășurarea proiectului, dar după încheierea proiectului putem continua cu mai multe clase care doresc să participe la aceste cursuri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept să vă înscrieți la Seismolab. Mulțumim foarte mult, Adina, foarte interesant. Poate nu o să le mai fie așa de frică tuturor să vadă ceva despre cum se realizează un cutremur și poate că vor învăța că mișcarea pământului este naturală și trebuie înțeleasă și că fizica pământului este o știință, foarte interesantă și foarte utilă de a fi înțeleasă și într-adevăr, mă bucur, așa cum a zis și Simona, că acest institut de seismologie de aici, din Timișoara, se implică să atragă tinerii copii către știință și către a înțelege știința într-un alt mod. Ce crezi tu că... Dacă mai avem... Da,
Da, eu am o întrebare. Dacă mai avem puțin timp, vă pot face demonstrație acum, dacă doriți. Hai să vedem, să terminăm cu tot și după aceea, dacă mai avem timp, o să facem, că sunt și eu curioasă. Eu am o singură întrebare pentru tine. Care a fost cea mai interesantă întrebare pe care ai primit-o de la un copil în aceste sesiuni? Mai ales sunt curioasă de copii de la țară ce te-au întrebat, poate. Au fost foarte timizi. Și eu mă așteptam să nu mai fac față, dar au fost foarte timizi și a trebuit să mă opresc puțin, să mă opresc la jumătatea lecției, pentru că ei nu auziseră niciodată de cutremur. Ei nu știau ce înseamnă un cutremur și a trebuit să iau partea aceasta de explicare a tectonicii, de ce e o placă tectonică, adică cum se mișcă o placă tectonică, că noi stăm pe loc. A trebuit să le explic toate fenomenele astea și să îi ajut să-și imagineze ce înseamnă un cutremur. Ei nu cunoșteau aspectul ăsta. Ce bine! Da, a fost o provocare. Nu mă așteptam să încep chiar așa de la zero, dar a fost interesant pentru mine și totuși, după ce am terminat lecția asta, profesoara m-a contactat și mi-a spus că dintre copilașii care au participat sunt două fete deosebit de interesate care doresc să afle mai multe. Și le-am spus, bun, ne întâlnim și săptămâna viitoare și le susținem. Cât mai multe fete care să studieze științe, asta ne dorim și noi cu toții, deci chiar sperăm să fie așa. Mergem acum la Livia Mateiaș, care este cadru didactic la Universitatea de Vest, un artist digital cunoscut aici, și am să o rog pe Livia mai întâi să ne spună ceva despre Pixel Art, care este unul dintre proiectele pe care ea le-a realizat în acest an de creație și de artă digitală, atât în 2D cât și în 3D, iar împreună cu Centrul de E-Learning din Politehnică, cu Silviu Vert, care este și el pe aici, partea de realitate augmentată și de realitate virtuală. Livia, te rugăm! Da, bună tuturor, vă salut și mă bucur să fiu aici cu voi. Pixel Art e un proiect tare drag mie, în special pentru că, fiind artist, lucrez foarte mult și cu arta digitală și am vrut să stârnesc cumva curiozitatea elevilor și spre a explora lumea digitală nu doar prin jocuri, care cel mai probabil le utilizează majoritatea, sau nu doar prin rețelele sociale, ci prin a face lucruri creative cu laptopul sau cu telefonul lor. Și mi-am dorit să ajungă să-și exprime propriile idei prin intermediul unor ateliere creative. Practic, noi avem 5 mentori în proiectul nostru și mergem pe zona de realitate virtuală și augmentată cu Silviu Vert, pe ateliere de artă 3D cu Mariu Jurca, pe ateliere de ilustrație cu Vicătila Dorian și ateliere de grafică digitală cu Ion German, iar eu le-am propus copiilor un atelier de pictură pe tricouri, să zicem așa, dar de fapt este vorba despre pictură digitală. Folosim un program de editare digitală prin care o să creeze fiecare elev o ilustrație care ulterior o vom printa pe tricouri și fiecare la final va avea tricoul personalizat după propriul gust și după propria idee, să zic așa. Ceea ce le-am propus eu în atelierul meu este să găsească un mesaj pentru pământ. Înainte să încep atelierul, le-am spus faptul că un tricou are un impact deosebit asupra mediului, în sensul că sunt consumați în jur de 2700 de litri de apă pentru a produce un singur tricou
și am încercat să-i fac să conștientizeze lucrul acesta și să aprecieze mai mult lucrurile mărunte pe care le au în viața lor și să înțeleagă impactul și cât de multă lume contribuie pentru a crea un tricou, de la producția bumbacului, la prelucrarea acestuia, la a fi cusut, forța de muncă implicată și până la transportul de a ajunge tricoul până la noi. Practic am propus o abordare, să zicem așa, ecologică, dar în același timp i-am stimulat să găsească soluții pentru a reprezenta digital ideile lor și pentru a transmite și printr-un mesaj. Cam asta a fost propunerea mea. Acum, eu am și un slide aici, să văd dacă pot să vă fac share screen. Să vedem dacă merge. Eu, mă scuzați, am reușit să intru doar de pe telefon de data asta. Da, va fi mai interesant de pe telefon să reușești să... Poți să faci share screen, ai cu record. Un buton acolo. Să vedem dacă îmi dă voie. Din păcate, nu cred că... Oare vedeți ecranul meu acum? Nu. Să văd. Da, este un proiect foarte interesant și acum se și desfășoară, deci cred că mult mai multe rezultate vom vedea în curând când vor fi... Da, din păcate nu, se pare că nu merge. Poți să-ți pornești camera, te rog frumos din nou, că atunci poate că reușim, sau măcar să ne vedem. Așa, uite că a reușit. Eu nu vă văd momentan, imediat. Vezi că-ți vedem și Facebook, ok? Așa. Acum cred că mă vedeți. Acum ne vedem pe noi. A, vă vedeți pe voi. Înseamnă că îmi vedeți ecranul, acum stai că-i bine. Atunci, teoretic, ar trebui să pot să vă arăt și slide-ul acesta. Da, cred că vedeți acum, da? Da. Super. Deci, aici am făcut o prezentare a mentorilor, practic Silviu Vert de la Universitatea Politehnică, workshop de realitate virtuală și augmentată. El chiar a început, a fost primul din mentorii noștri care a început cursurile la 1 octombrie. Și am și câteva imagini din atelierele lui. Practic s-a focusat pe realitatea augmentată și virtuală, a folosit interfața CoSpace Edu și a folosit cuburile Merge pentru un fel de holograme care pot fi percepute prin intermediul unor dispozitive mobile și, de asemenea, pentru realitatea virtuală a folosit ochelarii Merge. Aici vedem câteva imagini, de exemplu, un astronaut care apare în mijlocul unui grup de oameni și vedem câteva din elementele cu care elevii au putut să interacționeze în aceste ateliere. Vicătila Dorian este profesor la Facultatea de Arte și Design. El are un atelier de ilustrație. A început săptămâna aceasta, chiar luni, încă nu am imagini de la cursul lui.
Practic, provocarea lui a fost să se creeze un personaj pornind de la o poveste preferată de fiecare din participanți. Am avut un feedback foarte bun, chiar una din mămici mi-a scris un mesaj că fiica ei e absolut încântată de atelier și chiar m-am bucurat să primesc feedback-ul personal. Așa, atelierul meu, v-am spus deja, în linii mari, despre tricouri. Practic, eu le-am prezentat un program online care este disponibil gratuit, se numește Vectizi, care poate fi accesat online și este destul de ușor de utilizat pentru copii, mai ales că categoria de vârstă era clasele 5-8, practic, pentru atelierele mele, la fel și la Marius Jurca. Marius este și este soțul meu, de fapt. Noi împreună am fondat Digital Canvas, platforma care susține proiectul Pixel Art. Ne-am propus să oferim suport artiștilor care lucrează cu arta digitală și oferim propriile echipamente și spațiul pentru a crea anumite evenimente dedicate artei digitale, expoziții, workshop-uri și alte asemenea evenimente. Marius le propune elevilor niște jocuri de colaj 3D. Va folosi programul Paint 3D și chiar le-a pregătit o serie de imagini inedite. El urmează să înceapă atelierul astăzi de la ora 6, este prima întâlnire. Ion German le propune grafică digitală. El va avea primul atelier mâine și sunt tare curioasă de feedback-ul elevilor. Chiar Ion a avut cei mai mulți elevi înscriși, practic s-au înscris 14 elevi la cursul de grafică digitală, ceea ce înseamnă că este un interes pe zona aceasta, elevii sunt curioși și dornici să învețe tot ce ține de editare grafică și de lumea digitală. Cam astea ar fi în linii mari proiectul Pixel Art. Nu știu, dacă aveți întrebări sau curiozități, o să pornesc acum din nou camera. Da, Livia, mulțumim foarte mult, foarte interesante proiectele și sunt convinsă că această îmbinare de artă digitală cu realitate virtuală și cu știință, deci cu explicații multiple, va fi foarte utilă pentru toți elevii. Sunt întrebări pentru tine și în zona de chat, am să te rog să răspunzi la ele. Și eu vreau să te întreb, tu încă n-ai început să lucrezi cu copiii, dar de unde e această pasiune de a învăța pe copii pictură? Fiindcă se știe că de obicei la orele de desen copiii chiar vor să plece cei mai mulți dintre ei, doar cei de la liceu de artă iubesc pictura. Da, bine, pictura e oarecum diferită. Face parte din mine și îmi place să împărtășesc cunoștințele mele cu cei din jur și întotdeauna există interes și pe zona asta. Practic, eu mi-am dorit să le arăt cum să personalizeze un obiect astfel încât să fie pe gustul lor și aici mă refer la tricouri. Eu am început recent, de fapt în carantină am început un proiect nou care se numește Tricouri de poveste, în care chiar pictez foarte multe tricouri și era cumva așa, o activitate a mea personală pe care am vrut să o împărtășesc și cu copiii, dar
în același timp să învăț abilități în zona digitală. Da, într-adevăr. Mulțumim foarte mult, Olivia. Foarte interesant și acest proiect, ca toate proiectele care au fost prezentate astăzi de către Fundația Comunitară Timișoara, care le sprijină, concursul științesc aflat la a treia ediție. Avem un pol pentru toată lumea. Am să vă rog pe cei care sunteți în Zoom să răspundeți la aceste întrebări. Pentru cei care sunt pe Facebook sau pe YouTube, am să le citesc și puteți să răspundeți dacă doriți în chat. Ați desfășurat activități suplimentare de știință, tehnică, matematică, tehnologie în clasă sau în școală, fiindcă știu că sunt foarte mulți profesori care sunt aici, dar și elevi și studenți. A doua, și răspunsurile sunt da, nu, nu, dar aș vrea. Și promitem că cei care spuneți că ați vrea să încercăm să vă punem în legătură cu cei de la concursul Științescu și chiar vă dorim ca să fiți, să-i contactați ca să puteți să luați legătura cu ei, fiindcă foarte multe dintre aceste activități se pot desfășura oriunde sau au produs foarte multe resurse care sunt salvate și care pot să fie utilizate și de către alte entități și de către alte școli. A doua întrebare este dacă considerați că sunt utile aceste activități pentru educația formală din școală, activități similare cu cele prezentate astăzi de către Științescu, și răspunsul este sigur da, da, nu, nu știu sau sigur nu. Căci chiar sunt foarte curioasă dacă cei care ne urmăresc, care știm că sunt de obicei profesorii și studenții și părinți uneori, care sunt foarte dedicați educației și care înțeleg că educația și construirea unei educații utile și așa foarte impregnate în realitate și care ar produce rezultate imediate, dar și pe termen lung, poate să construiască un viitor mai bun pentru toată lumea, așa construit, pentru că noi toți cei care suntem aici suntem produsul educației românești, unii dintre noi mixați și cu alte țări, dar la bază toți suntem produsul unei educații românești, deci și ne-am mândrit cu această educație tot timpul și cred că e bine să și spunem acest lucru. Am să mai las încă un piculeț să mai răspundeți la acest pol și până atunci am să vreau să o întreb pe Simona, care crezi că va fi răspunsul, să spunem, societății așa în general și a școlii față de concursul Științescu din acest an? Concursul Științescu deocamdată este un fel de concurs de nișă, în sensul în care ați văzut, eu de fiecare dată când îi ascult pe cei care sunt de fapt actorii cheie din Științescu, sincer rămân impresionată de incredibila lor energie și de faptul că își acordă atât de mult timp și realmente mă gândesc ce privilegiați sunt copiii care au ocazia să îi întâlnească, pentru că chiar sunt oameni cu pasionați, cu imaginație, cu creativitate și care chiar știu să le arate cât de mult înseamnă interacțiunea cu un om pasionat care știe să-ți răspundă la întrebări, să ți le stârnească și să te facă curios. Și e extrem de binevenită inițiativa ta cu polul, pentru că într-adevăr încet am văzut că sunt foarte multe cadre didactice. Și obiectivul nostru este să nu mai rămânem de nișă, să nu mai fim acei noi și acei oameni cu inițiativă care se străduiesc să ajungă la copii, pentru că copiii sunt deja în școli și școlile au cadre și spații și cumva au mult mai multă infrastructură la îndemână pentru a apropia copiii de științe și de acești oameni pasionați. Și sper din tot sufletul ca aceasta să fie una din ocaziile prin care să apropiem distanțele dintre, să micșorăm distanțele dintre școli și oamenii din școli și oamenii din comunitate și din viața reală, specialiștii, oamenii pasionați care fac lucruri. De asta, cumva, sunt încântată de ideea ta de a crea acest pol și de a-i direcționa spre noi și toți oamenii care fac activități educaționale altfel.
Da, într-adevăr, și haideți să vedem și rezultatele de la acest poll. Acum cei care sunt în Zoom pot să le vadă, pentru ceilalți am să le citesc. La prima întrebare, dacă ați desfășurat activități suplimentare de știință, tehnică, matematică, tehnologie, STEM, cum zicem noi pe scurt, în clasă sau în școală, 61% au răspuns da, 11% nu, iar 27% nu, dar aș vrea, deci chiar ne bucurăm de aceasta, iar la a doua întrebare, dacă sunt considerate utile aceste tipuri de activități pentru educația non-formală, educația formală, care vin din zona de educație non-formală, 67% au spus sigur da, iar 30% da, doar 1% a spus nu și 1%, adică o singură persoană, de fapt, în ambele cazuri, a spus că nu știu. Deci consider că acest webinar a fost foarte util în a prezenta posibilitățile multiple pe care care pot să existe și să fie utilizate, să zicem așa, de către școlile din România și nu numai, în a-și îmbunătăți, poate, să zicem, accesul la cunoaștere, modalitatea de predare, interacțiunea copiilor și stârnirea interesului pentru știință, în special că pentru aceasta ne dorim cu toții, dar și pentru artă, cum ați văzut, sau pentru artă cu ajutorul tehnologiei în anumite cazuri și pentru multe alte domenii. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, s-a făcut destul de târziu, mult mai târziu ca întotdeauna la aceste webinarii împreună online. Așa cum știți, toți participanții la acest webinar, indiferent unde ați fost, veți primi un Open Badge, un certificat digital pe care noi l-am introdus în România, care este oferit de către Universitatea Politehnică din Timișoara și pe care îl veți primi pe e-mail în următoarele zile direct din sistem, dintr-o platformă Badger. Am văzut aici că sunt și întrebări cum se pot personaliza și cum se poate deschide. Am creat niște tutoriale pentru aceasta, pentru că am primit de multe ori această întrebare și acum când veți primi chestionarul de feedback pentru acest webinar și informațiile unde găsiți înregistrarea, cât și alte informații legate care au fost publicate astăzi aici în chat și în toate răspunsurile pe care le-am oferit. Le veți primi prin e-mail toți care v-ați înscris și ați participat la acest webinar, indiferent unde ați făcut-o. Atunci aveți primi și aceste tutoriale pentru badge-uri și cum să le folosiți pe ele. Săptămâna viitoare, fiindcă Centrul de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara este puternic implicat în organizarea celei de-a 23-a ediții a Eden Research Workshop, a workshopului de cercetare Eden, a uneia dintre organizațiile împreună cu internaționale în zona de e-learning, cu care organizăm și aceste webinarii, sub patronajul cărora, de fapt, organizăm și aceste webinarii. Cel puțin 4 dintre aceste sesiuni care reunesc foarte mari nume în zona de educație digitală, unul dintre avantajele conferințelor complet virtuale este că poți aduce oameni de oriunde care altfel poate n-ar fi putut să călătorească acolo la acea conferință și să prezinte lucruri foarte interesante, să facă dezbateri live din diverse colțuri ale lumii. Cei care vor prezenta la acest research workshop online, care e complet virtual și care se întâmplă între 21 și 23 octombrie și ar fi trebuit să fi fost la Lisabona, deci virtual vom fi cu toții la Lisabona săptămâna viitoare. Sunt din Australia până în Canada și trecând prin Europa și prin Africa, așa că toate continentele care există, mai puțin Antarctica, sunt prinse în acest research workshop și vor fi cel puțin 4 sesiuni care vor fi gratuite și accesibile tuturor. Noi vă vom transmite aceste informații tuturor celor pe care îi avem în baza de date și le vom publica și pe partea de social media a Centrului de E-Learning, tocmai pentru a vă încuraja să participați, pentru că vor fi foarte interesante, cu foarte multe date și dezbateri despre ce se întâmplă acum în educație și care este viitorul educației și cu multe rezultate și idei de cum fac alții educația digitală în această perioadă. Eu vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc tuturor doamnelor de astăzi de aici, m-am bucurat mult că am fost multe doamne, nu numai băieți aici în acest webinar de astăzi. Unii au plecat fiindcă au avut ore și ca studenți și ca și cadru didactic, așa vom avea și noi în curând la ora 6. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și vă așteptăm săptămâna viitoare la webinarul împreună online, care va fi live din Eden Research Workshop,
Iar peste încă o săptămână vă pregătim o surpriză legată de activitățile studențești antreprenoriale în zona de cum pot să încurajezi studenții să-și pornească propria firmă, organizat tot de către Universitatea Politehnică din Timișoara. Vă mulțumim! Baftă tuturor în concursul științesc în continuare! Să dea Domnul să fie cât mai bine pentru toată lumea și multă sănătate! La revedere! Mulțumim! La revedere! Mulțumim! La revedere!